O alternativă pentru înmormântare este din ce în ce mai căutată. Este vorba despre incinerarea cu apă. Aceasta a câștigat teren în fața incinerărilor clasice și chiar înmormântărilor. Este văzută ca o alternativă eco. Cel mai mare furnizor de servicii funerare din Marea Britanie va oferi până la finalul acestui an opțiunea incinerării cu apă. Această practică foarte puțin cunoscută oamenilor pare a fi o alternativă mai puțin poluantă a înmormântării sau incinerării clasice. În general, în modul în care un om moare, acesta este să fie incinerat, fie înmormântat. În prezent se încearcă descoperirea unor alternative pentru aceste practici pe fondul creșterii cererii de variante prietenoase cu mediul. Cert este că, în prezent, incinerarea cu apă devine din ce în ce mai populară. În incinerarea cu apă se folosește procesul de hidroliză alcalină, în care apa amestecată cu o soluție alcalină descompune corpul persoanei decedate până când rămâne doar scheletul. Corpul este plasat într-un vat de oțel care este umplut ulterior cu apă și o soluție alcalină. Vasul este încălzit, iar corpul se descompune până la componentele chimice de bază, precum aminoacizii, zaharuri și săruri. După 3 sau 4 ore rămân doar oasele. Ele sunt apoi măcinate până rezultă o pudră albă care este pusă într-o urnă oferită familiei, așa cum se practică după incinerarea în cuptorul unui crematoriu. Procesul de incinerare cu apă este prima metodă legală nouă de eliminare a cadavrelor de la actul de incinerare din 1902. Practica aceasta este legală în majoritatea statelor din America, Canada și Africa de Sud, acolo unde a fost aleasă pentru arhiepiscopul Desmond Tutu, care a murit anul trecut. Este legală în Marea Britanie, care a folosit până acum doar în studiile limitate, care vizează testarea metodei, relatează știrile canalde.ro.